Biroul de Catehizare al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat în această perioadă o nouă ediție a consfătuirii anuale catehetice, după ce au participat ieri la un atelier interactiv, responsabilii cu cateheza din protopopiatele eparhiei s-au rugat astăzi împreună la Biserica Sfântul Gheorghe Lozonski din Iași. Clericii responsabili cu cateheza din cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor au participat ieri la atelierele interactive desfășurate la Colegiul Sfântul Nicolae în cadrul consfătuirii anuale. Conferințele au fost susținute de cadre didactice universitare de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Anul acesta, consfătuirea catehetică a avut bucuria, ca și în alți ani, de a găzdui sau de a avea alături de oamenii din echipa Biroului de Catehizare a Arhiepiscopiei Iașilor și invitați de la care să învățăm. Să învățăm cum putem deveni mai buni, să învățăm cum, folosindu-ne de, să zicem așa, experiența pastorală, iată anul acesta, de experiența didactică și de experiența de specialiști, cum este domnul profesor Opre în zona aceasta de psihologie, cum putem face din cateheză o experiență astfel încât să se împlinească chemarea pe care ne adresează biserica: veniți și gustați și vedeți că bun este Domnul. Așadar, cateheza trebuie să rămână un spațiu al experienței, întâlnirii omului cu Dumnezeu, și putem face lucrul acesta căutând să vedem în fiecare an care au fost provocările, care au fost rezultatele cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, dar în același timp și proiectând activitatea din anul care va urma. Ceea ce în contextul activității catehetice se realizează este o aproximare a ceea ce noi vrem să se întâmple în viața de zi cu zi a enoriașului, a catehumenului. Adică noi vrem să anticipăm cât mai bine cu putință realitatea lui familială, profesională, unde să se regăsească amprenta acestor cateheze, adică o impropriere a vieții creștinului. Ca să facem acest lucru cu folos, cu impact, trebuie să fim foarte atenți de la început cum proiectăm secvența catehetică. Deci am început nu cu debutul acestor activități, cu stabilirea efectivă a temelor sau obiectivelor, ci mai cu seamă cu ce înseamnă finalitatea lor. Cea de-a doua zi a consfătuirii catehetice anuale a început cu rugăciune. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Gheorghe Lozonski. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța catehezei pentru împlinirea slujirii învățătorești. Împărtășindu-ne unii altora experiența, împlinim mai bogat cuvântul Domnului adresat preoților și credincioșilor, dar în chip diferit, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această învățătură este o învățătură, pe de o parte inspirată de Domnul, pe de altă parte transmisă de la apostol până în zilele noastre, pe care o primim, recunoscând cuvântul Domnului și lucrându-l în viața noastră. Înțelegând că Dumnezeu în biserica sa a rânduit pe cei pecetluiți, pe cei hirotoniți, a vestit cuvântul și a fi vrednici de crezare. Pe de altă parte, nouă înșine ne dă acest îndemn, mergând învățați toate neamurile, ca să înțelegem să nu slăbim în slujirea noastră. Până la sfârșitul vieții omului, Domnul îi dă cuvânt și oportunități de a-L cunoaște pe Domnul, de a înțelege minunea vieții veșe, de a se întoarce într-un anumit fel. Oricât de împietrit ar fi acel suflet, oricât de înnăbușit de spinii grijilor acestei lumi, Domnul până la sfârșit îi trimite cuvânt. Și trimite cuvânt în primul rând prin slujitorii săi, preoți, cateheți, și apoi prin fiecare dintre dumneavoastră, dintre noi, care și noi suntem datori să vestim cuvântul. Consfătuirea anuală catehetică în Arhiepiscopia Iașilor s-a aflat la cea de-a 11-a ediție.